exclusiv muzical. Avem 6 minute peste ora 10 aici la Radio Constanța, fie pe 101 FM, fie în banda de unde medii pe 909 și 1530 de kHz. Răzvan Petre sunt și rămân cu tine astăzi până la ora 11 pe toate frecvențele Radio Constanța. Nu uita că ne vezi și ne auzi și pe site-urile noastre radiovacanța.ro sau radioconstanța.ro. Ca de fiecare dată aștept și SMS-uri la 0751 100 22. Aici ați auzit un pic mai devreme, este o piesă nou-nouță pe care cu siguranță, dacă stați pe site-urile de socializare, fie pe Facebook, fie pe alte site-uri de socializare, ați auzit-o. Se numește Perdoname și aparține constanțeanului Lucian Colareza. Lucian a mai venit aici în emisia la Radio Constanța, Radio Vacanța, dar dați-mi voie să-l salut la început de an 2013. Salut, Lucian, bine ai revenit! Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Constanța! Cum ți-a venit ideea să faci un proiect de asta dance? Pentru că noi eram obișnuiți cu un alt stil și v-am auzit de îndată la Radio Constanța. Deci, după cum bine știi, eu abordez un stil latino și am încercat să îmbin stilul acesta latino cu stilul dance și să le combin un pic. Ai văzut, dacă observi, este prezentă și chitara. Da. În toate melodiile, în general, de genul, predomină acordeon, saxofon, trompetă, tot ce mai e la mod acum. Și am vrut să fac ceva puțin diferit. Bine, se și simte din accentul tău că ești adeptul stilului latino. Da, am un S, așa. Ai, un F. Da. Da, mai spaniolesc. Se și simte că ești adeptul stilului latino, ce te face să cânti dance acum? Pentru că e la modă sau pentru că ar prinde mult mai ușor stilul tău? Pur și tău, simplu, dacă vezi în combinat cel, cu cel puțin în România și în toate țările balcanice, a prins genul acesta muzical. Și acum, dacă eu aș veni cu ceva gen al doilea Pepe,
Da. Nu prea ar fi bine, înțelegi? N-ai fi original. Și n-aș fi original. Și vreau să fac ceva, o creație proprie a mea. De ce creație? De ce creație în studio și nu cu trupă? Pentru că uite, le voi face, le David face... Bisbal cântă cu trupă. David Bisbal e David Bisbal. Eu sunt Lucian Colareza. Așa. Și voi încerca să fac poate în paralel, poate voi cânta și cu trupă și singur. Am și proiecte în care cânt cu trupă live la anumite evenimente, dar pe radio nu cred că poți ajunge cu trupă. Da, dar piesele pot fi imprimate și pot fi pot difuzate fi imprimate, la pot radio, fi imprimate, dar pentru început am făcut această piesă, Perdoname, și cu siguranță pe viitor vor urma și altele, poate și cu trupă. Bine, în stilul ăsta dance era musai să colaborezi cu cineva, cu cine, cu cine ai colaborat? Da, vreau să îi mulțumesc bunului meu prieten Alin Radu. Piesul, compozitorul piesei Maria Maria, Like Chocolate, a fost vara asta. Maria Maria, da. Say my name, por favor. Da, am tot difuzat-o aici la Radio Vacanța. Da, asta și vară. Chiar vreau să-i mulțumesc, colaborez cu el și nu e doar producătorul meu, este și prietenul meu în același timp. Și împreună vă promitem că veți avea parte numai de surprize frumoase. A, mai urmează proiecte. Da, păi doar ce am început. Și ăsta este primul, Perdoname, da, nu? Da, primul. Sunt multe alte în lucru, dar am început cu o piesă, zic eu, potrivită lunii ianuarie. Cine te-a inspirat pe tine în alegerea stilului ăstuia? Sincer, de mic copil ți-a plăcut genul ăsta de muzică? Nu, nu pot să mint asta. Sincer, de mult timp m-am chinuit să-mi găsesc un gen care să mă reprezinte. Și multă lume, gen profesor de canto, îmi impuneau anumite piese care nu mi se potriveau. Și pe parcurs, stând singur în fața calculatorului, așa, l-am găsit pe David Bisbal. Acum 3 ani, 4 ani, ceva de genul. Așa. Și am rămas un pic fermecat, să de, spun David așa, Bisbal. De David Bisbal și muzica aceasta latino. Pe lângă asta am și doi unchi plecați în Barcelona de 11 ani și mergând prin vacanțe anual, m-am prietenit pe acolo cu muzicanți care abordau acest gen. De fapt acolo numai genul ăsta se cântă. Și automat mi-a intrat așa în reflex, mi-a plăcut foarte mult și am început să studiez numai genul ăsta și acum vreau să mă axez numai pe dacă el. Dacă ar fi să alegi între stilul baladă și cel dance, ce ai alege? Cu siguranță aș alege balada. Ai alege balada, pentru că tu ai mai venit de câteva ori la Radio Constanța cu niște balade. Da, aș alege balada pentru că, în primul rând, părerea mea este că un solist își pune vocea în valoare pe o piesă lentă, de întindere, nu pe o piesă în care se repetă refrenul de 100 de ori. Și și care se lupuie, da? Da, 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 da. Într-un soft de da. Editare. Problema e că dacă aș aborda acest stil și aș cânta numai balade, le-aș cânta în casă. Și în baie, probabil, pentru că în România nu ai cum, este la modă această muzică dance, house și trebuie să fii în pas cu moda, numai că să vii cu ceva nou. Păi, ai venit deja cu ceva nou în 2013 pentru 2013. Am venit cu ceva nou. Vorbim despre ce a însemnat 2012 pentru tine și pentru proiectele tale și ce va însemna 2013 pentru tine imediat după ce te mai ascultăm cu o piesă care se numește Digale. Din repertoriul cui e piesa asta? David Bisbal, bineînțeles. David Bisbal, ești fan David Bisbal, așa e? Da, cred că cel mai mare. Oh, am înțeles. Ok, păi avem de-a face cu cel mai mare fan David Bisbal. Ascultăm Digale cu Lucian Colareza și revenim imediat în emisie la Radio Constanța, atât pe 100 cu 1 FM, cât și în banda de unde medii, pe 909 și 1530 de kHz. Radio Constanța. No ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella. Todo lo que yo buscaba
y ahora estoy aquí buscándola de nuevo. Ya no está y se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Fueron tantos los momentos que yo amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está y se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí. Exclusiv muzical. Da, am ascultat un pic mai devreme Lucian Colareza, adică e un cover piesa aia, nu? Bănuiesc că tu ai mult mai multe cover-uri. Da, am foarte mult repertoriu. Dar... Ai stat și l-ai numărat? Cam câte sunt? Sincer, nu. Sincer, da, majoritatea sunt din repertoriul spaniol, nu? Ai și cover-uri în engleză? Cam toate sunt în repertoriul spaniol. Cam toate? Nu, sincer să zic, aș putea să cânt în toate limbile posibile. Mai puțin în chineză, japoneză. Da. Și... E, dacă mă chinui un pic... Cam... Limba din Tagalog. Dacă mă chinui un pic, cred că reușesc. Problema e că, cred eu, genul ăsta mă reprezintă, cum am mai zis, și dacă aș cânta în română sau în engleză, nu aș mai fi eu. Și de aceea vreau să mă axez în continuare. Deci nu o să avem nicio piesă în română din partea ta. Ba cel da, puțin da, nu da, în da, viitorul da, apropiat. Da, ba da, ba da, promit, promit, promit. Multă lume mă roagă să scoți o piesă în română și promit că voi scoate va și o piesă. Va fi în română. Stilul... Latino, bineînțeles. Latino, dar baladă sau piesă mișcată? Momentan nu știu. Ce, știi cum e, în studio, de exemplu, îți vin idei peste idei. Dacă probabil voi face... Vedem ce spune și Alin Radu, producătorul. Da, da, da. Da. Nu, noi ne completăm foarte bine în toate ideile noastre și, de exemplu, unul începe ideea, celălalt o continuă și invers. Și de aceea vreau să colaborez cu el pe viitor, poate. Deci cu el vei colabora de acum da, înainte. Da, da, da. Și pentru proiectul Lucian Colareza din 2013, care înseamnă ce? Proiectul meu în 2013 se va baza pe mai multe melodii, probabil și balade. Da. Și dance și câteva colaborări. Momentan nu dau nume, dar vor fi ceva. Dar sunt artiști cunoscuți? Unii da, unii nu. Am înțeles. Și o să fie ceva wow. Așa deci cred sunt eu. Și sunt și artiști cunoscuți, da? Da, da, da. Ok. Când o să aflăm despre cine este vorba? Probabil cam
pe ziua femeii, voi veni cu... Ok, deci imediat după 1 martie aflăm. Întâi e 8 martie, așa. Și voi veni cu un cadou pentru... Bine, nu doar pentru doamne, să nu fiu răutăcios acum. Și pentru domnișoare. Și pentru domnișoare și bineînțeles pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Da, te-ai gândit să te adresezi doamnelor și domnișoarelor cu precădere, pentru că domnii nu prea ascultă latino, tu știi lucrul ăsta. Mai să știi că sunt și domni care ascultă latino, depinde acum. Cum am spus și cum voi spune întotdeauna, gusturile nu se discută. Sunt bine, mai există și o vorbă populară pe care nu o putem reproduce la radio, dar... Dar da, chiar așa se întâmplă. Da, da, așa este, așa este. Nu ai cum. Sunt, de aceea există foarte, foarte multe genuri muzicale și fiecare este pe gustul cuiva. Și bineînțeles... Să continuăm cu 2013, da? Deci un proiect cu mai mulți artiști. Voi încerca să mă adaptez. Da, pe 2013 am spus că voi avea câteva colaborări cu mai mulți artiști și bineînțeles voi încerca să scot un album, numai că cu siguranță nu va fi gata în... martie, pentru că e foarte, foarte mult de muncă și având în vedere că vrei să faci ceva calitativ, durează, nu ai cum să bazi din palme, trebuie să ai răbdare. Mulți artiști speră să ajungă deodată sus, să rămână acolo, e foarte greu să rămâi acolo. Dacă ai ajuns, eu prefer să urc treptat și să îmi păstrez. Să faci pașii mărunți. Da, bine, nu prea mărunți. Nu prea mărunți. Dar siguri. Da? Dar siguri, vreau să-i fac siguri. Și... cum am spus, până în vară sunt sigur că voi avea cel puțin un hit la radio, probabil la un radio foarte mare. De ce nu la Radio România? Pentru că este cel mai mare post de radio din țara asta, adică... Probabil și la Radio România, probabil la toate posturile de radio. Te interesează mediul privat, asta am înțeles. Da, da. Oricum, piesa se va auzi cu siguranță și la vară la Radio Vacanța. Da, se chiar va tot auzi chiar și la aici, Radio chiar Vacanța. Să aici poate, facem, poate facem un show la vară cu terasa Radio cea Vacanța, plăcere. Nu? Voi veni cu un prietenul meu, Amir, chitaristul meu. Da, și facem show pe terasă aici. Da, și cum am mai spus, era vorba de proiectul meu pe 2013, am uitat să menționez. Colaborez și cu un dansator de flamenco, argentinian, Lucas. Da, am văzut că ți-ai cumpărat inclusiv pantofi asemănători celor de nu, flamenco. Nu, chiar, da. Nu sunt chiar în același gen. Da, da, probabil aduc foarte bine. Aduc, da. Da, da, da. Și vreau să spun, colaborez cu Lucas Dario Molina Perez. Poți să mai spui o dată, te rog, da. Da, e un fel de Andrei, Mihai, George, Florin. Ok, Petre. Petre, da. Lucian, Răzvan. Nu, Petre Lucian este numele tatălui meu, nu știu. Da, așa. Da, și vom face multe show-uri latino prin țară. Și, de exemplu, avem un proiect pe viitor să mergem să cântăm prin toate cluburile. Dar chiar asta vreau să te întreb, unde vreți să cântați? Pe ce vreți să vă axați? Pe petreceri private? Vreți să mergeți la festivaluri? Eu știu, nu știu. Vreau, la cântări? Vreau să mă poate chiar la Eurovision? Da, chiar am, la selecția națională? Chiar am un plan pe anul viitor să particip și la Eurovision cu o piesă. Anul ăsta n-ai aplicat, nu? Pentru Eurovision. Nu, n-am aplicat. Momentan vreau să-mi creez eu o imagine aici în țara noastră și cu siguranță pe viitor voi lucra și la o piesă pentru Eurovision. Chiar am vorbit cu Alin. Și suntem pregătiți, avem câteva idei. Avem de fapt foarte multe idei, dar nu ai cum să le dai drumul deodată, că nu este profesional. Așa, dacă de exemplu acum aș da la drumul la vreo 10 piese, nu este pur și simplu ok. Și cum ai întrebat, unde vreau să acces, unde vreau să acces? Unde vreți să vă promovați, da, piesele, în ce fel? Noi vom încerca să cântăm în cluburi. De fapt avem un manager, nu dau nume, care se va ocupa de imaginea noastră și de promovarea noastră. Păi de ce nu-i dai numele? Pentru că dacă se ocupă de imaginea voastră, bănuiesc că face și impresariat și poate vă caută cineva. Nu, momentan nu vreau să dau nume. Ok, bine. Toate la timpul lor vor fi, se vor afla poate fără să dau eu nume. Și... se află, totul se află de pe Facebook, să știi. Da, se află imediat. Facebook acum ai văzut că e la modă. Da. Dacă n-ai Facebook, n-ai nimic. Și vom cânta în cluburi, vom face un show house latino, cu dans, flamenco... Să ne înțelegem, house latino sau dance latino? Și house latino și dance latino. Ok. Vor fi și momente în care va apărea acest dansator cu o porție, pot să zic, de percuție. Percuție latino și un pic arabească, probabil cu o tentă arabească. Vom face un show super, adică chiar lucrăm la el și sunt sigur că o să iasă super ok. Sună foarte interesant ce ți-ai propus tu pentru 2013. Și bineînțeles vom merge și la multe evenimente private.
Am înțeles. Dar chiar, voi cum vă contractați toate evenimentele astea private? Cum se întâmplă? Cum se mișcă lucrurile astea? Pur și simplu, până în momentul de față, am avut legături și eu, și Lucas, și producătorul meu Alin. Dar cel mai profesional este să colaborăm cu managerul nostru. Și el ne găsește toate evenimentele. Bine, probabil voi mai găsi și eu câteva printre timp. Și... Dar oamenii vă pot scrie pe undeva, pe Facebook, pe mail? Da, eu am pe mail. Pagina mea oficială, Lucian Colareza, unde putem vorbi absolut orice. Și mail luciancolareza@yahoo.com. Împreunat, da? Împreunat, lipit, da. luciancolareza@yahoo.com. Cum se aude? Bun, hai să mai ascultăm o piesă. De fapt, o să ascultăm piesa cu care am început, dar varianta extended, cu care voi vreți să mergeți prin cluburi, să rupeți sigura târgului pe acolo, prin cluburile din Constanța. Foarte mulți DJ ne-au cerut varianta extended pentru că au nevoie în cluburi. Piesa deja se cântă în cluburi? Da, deja se ascultă în cluburi. Okay. Și vreau să spun că avem foarte multe cereri pe afară, prin Turcia, de exemplu. Multă lume ne cere varianta a cappella pentru a face remixuri și pentru a o difuza în toate cluburile posibile pe acolo. Eu n-am mai fost de foarte mult timp în cluburile prin cluburile din Constanța. Am fost prin capitală, dar prin Constanța n-am fost. Mi-ar fi plăcut să fi auzit piesa asta. Dar momentan are o săptămână și ceva de când am promovat. Dar dacă mă duc weekendul viitor într-un club din Constanța, oricare ar fi el, o să o ascult, nu? Probabil. Hai să ascultăm Perdona Mea cu Lucian Colareza aici în Exclusiv Muzical la Radio Constanța pe 101 FM, 909 și 1530 de kHz. Revenim imediat! Perdóname mi amor.
Radio Constanța. Los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Shakirica, frumușica, pe când era frumușică, acum e mare mămică, da, Shakirica e mămică de câteva zile. 10 și 32 de minute aici la Radio Constanța, Nexusei Muzicale, ediția de astăzi, 26 ianuarie 2013. Lucian Colareza este în emisie la Radio Constanța și o să tot vorbim despre ce înseamnă muzica latino în România. M-ai auzit acum puțin? Da, uite, Shakira, eu sunt un pic încrezător în ceea ce vei face tu, pentru că ai pornit pe o nișă pe care nu prea a acoperit-o nimeni în afară de Pepe. Da, dar numai că Pepe a abordat acest gen în limba română. Probabil pentru înțelesul... Bă, el are și cover-uri, așa cum ai și tu. Da, are cover-uri, dar dacă ai observat toate piesele lui, de fapt single-urile lui, sunt în limba română. Și tu spuneai un pic mai devreme că vrei să scoți și tu câteva piese în limba română. Vreau să scot și eu câteva piese în limba română, dar stilul meu... va fi reprezentatul de limba spaniolă. Dar cum sincer, îți place stilul Pepe? Nu vreau să fiu răutăcios. Ok. Pe de-o parte îmi place. Am înțeles. Pe de-o parte nu-mi place. El abordează genul celor de la Gypsy King și puțin mai hitano. Mie îmi place muzica lui David Bisbal, Alejandro Sanz, care... un pic mai pop. Mai pop și... cum să-ți explic? Dacă observi, David Bisbal are o voce mai caldă, mult mai caldă, care... probabil intră mai ușor la sufletul cuiva sau în urechea cuiva decât
vocea lui Pepe. De ce fel de muzică ascultai tu înainte? Îmi spuneai un pic mai devreme că latină este o nișă de neacoperită în România pe care ai vrut să vii tu și să o îmbogățești. Da. Dar tu înțeleg că ascultai un alt fel de muzică. Ce fel de muzică asculti tu? Sincer, înainte, acum ascult numai genul ăsta. numai genul ăsta. Vreau să zic că în mașină am, cred că, peste 100 de CD-uri. Deci numai latino ascult. Numai latino. Dar înainte ascultam orice gen muzical. Și acum nu pot să zic că există piese care îmi plac și din alt gen muzical, mai că nu le-aș cânta. Dar pentru a învăța o piesă sau pentru a studia o piesă... Dacă ar fi să vorbim despre altceva, despre alt stil muzical, da? Cam ce asculți? De exemplu, mai îmi place Michael Bublé. Îmi place foarte mult. Îmi place și soul-ul. Și muzica latino, cum am zis, e împărțită în mai multe categorii. De exemplu, mie îmi place latino pop, cum ai spus și tu. Și îmi place și flamenco. Flamenco pur, muzica lor tradițională din Spania. Adică cum e la noi, muzica lăutărească. Și e foarte, foarte, foarte greu de cântat. Foarte greu și de aceea o apreciez. Mie îmi place în general muzica grea. Și am zis soul-ul, mai îmi place foarte mult. Câteodată am ascultat și muzică clasică, dar sincer să spun, știi ce se întâmplă? Sunt oameni care reacționează imediat după stilul muzicii pe care îl ascultă. Da, și sunt decât... Te deprimă, înțeleg. Nu mă deprimă. Nu, vreau să spun că un singur gen mă impresionează sau, de exemplu, singurul solist care l-aud și pot să zic că uneori mi se ridică părul pe mâini e David Bisbal, atât, pentru că fiecare simte în felul lui. Dar tu l-ascultai pe David Bisbal înainte să cânti latino? Am început întâi să-l ascult pe el și apoi am început să cânt și eu latino. Am înțeles, ok, deci ți-a fost model, nu? Da, mi-a fost model. L-ai luat drept reper. Vreau să spun că în aprilie, pe 22, a avut concert în București, la Sala Palatului și am aflat în februarie că vine aici, în primele zile și... Cum am aflat, am făcut-o posibilul, cred că după 20, după ce am aflat vestea, să-mi iau bilet. Și mi-am luat biletul la VIP să-l văd cât mai aproape. Și am așteptat foarte mult. Și am avut o surpriză din partea directoarei fan clubului de acolo, de la David Bisbal România. Și vreau să zic că înainte cu o oră de concert, m-a băgat la el în culise. Așa a fost o surpriză fugitivă dintr-o dată. Și toți fanii de acolo aveau câte un cadou pentru el. Fiecare avea un tricou pe el cu David Bisbal, o poză, o ceva, un corn în care sufla. Am și o postare pe YouTube, poate să se uite lumea, unde îi cânt o melodie de-a lui Lucian Colareza, Mi Princesa, para David Bisbal, așa scrie acolo. Așa. Și toți aveau cadouri și la un moment dat i-am zis: David, eu tengo un regalo musical para ti. Adică am un cadou muzical pentru tine. Tu stăpânești foarte bine și limba spaniolă. Adică... Da. Și în momentul acela m-a ascultat. I-a plăcut, m-a luat în brațe, m-a felicitat și se grăbea să ajungă la concert, se îmbrace în smoking, în costum. Și vreau să zic că a susținut cel mai tare concert posibil care l-am văzut în viața mea. Bine, probabil eu îl văd așa, probabil altă lume îl vede altfel. Dar pe lângă asta am avut, cum să spun, cred că cea mai mare realizare, adică un vis împlinit. Mi-am dorit foarte mult. Este satisfacția ta profesională. Da, e satisfacția mea. Poate să spună lumea tot ce vrea, nu contează cum am cântat sau ce am cântat acolo, oricum am cântat bine. Te vezi cântând pe scenele de afară? Asta îmi și doresc și probabil, cum să explic, unul dintre visele mele foarte mari este să cânt o piesă alături de el. Poate se va întâmpla lucrul ăsta. Deocamdată ai cântat o piesă, înțeleg, nu am găsit înregistrarea pe YouTube. Hai să ascultăm un pic. Dar dai puțin mai în față, pe la minutul... La secunda 30, ceva de genul. De la secunda 30. Păi hai să încercăm aici. L-avem pe David Bisbal care cântă într-un corn. Da. Era un cadou primit de el. Da. Și exact acum îi spun eu: David, eu tengo un regalo musical para ti. Acum spune că are vocea mea și tot. Recunosc că avem emoții. Da, se vede. Porque
sales en el viento, necesitan de tus besos. Acompáñame el viaje, que volar solo no puedo. Da, e foarte interesant. Da, văd aici încântarea lui David Bisbal după ce ai făcut acest gest. Da, te vezi cântând pe scenele de din afară, te întrebam. Asta ce doresc, sincer, vreau să zic că poate aici voi începe în România, dar vreau să continui cu siguranță afară. Deci în străinătate. Da, 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 pentru că m-ai întrebat mai devreme dacă voi scoate piese în română. Dacă scoți o piesă în română, ești limitat. Ești limitat pentru România. Dacă scoți o piesă în altă limbă, probabil o limbă europeană sau internațională, că bineînțeles... Există piese care au variantă în limba română și piese care au variantă și în limba engleză, da, sau spaniolă. Dar acum, cum se explic, nu știu, piesa în varianta e originală, e varianta originală, înțelegi? Și dacă o modifici un pic, chiar dacă îi schimbi strofele versurile, sau da, versurile, dacă le pui în altă limbă sau nu, eu zic că varianta originală rămâne cea care cu siguranță va rămâne în mintea și în memoria fiecărui om. Pentru că, cum să explic eu, acum orice piesă, vrei să-ți cânt un pic 2-3 fragmente în spaniolă și 2-3 fragmente în engleză sau în română, pe aceeași linie melodică, și să vezi că nu e același lucru, înțelegi? Corect, chiar, da. Chiar nu e același lucru. Pentru că e o treabă de măsură, de rimă și așa mai departe. Nu e de măsură, da. E vorba de pronunție și de pronunție. Multe chestii. Acum eu dacă spun corazón, nu am cum să zic în engleză heart. Înțelegi la fel, da. Hearth. Hearth. S-ar putea. Contigo e la distanția, da? Ascultăm acum la Radio Constanța. Revenim imediat în exclusiv muzical ediția de astăzi, 26 ianuarie 2013, pe 100 cu un FM, 909 și 1530 de kHz, alături de Lucian Colareza. Amada mía,
estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Ascultați Radio Constanța. Schino, Enrique Iglesias aici la Radio Constanța în exclusiv muzicalul de astăzi. Lucian Colareza este invitat și a lansat și aici la Radio Constanța, sper să fie cu noroc, piesa Perdoname,
Este de altfel prima piesă pe care o lansezi tu, nu o compoziție pentru tine. Nu, am mai lansat două piese până acum. Bine, una a fost în colaborare cu băieții de la Beauty Mafia. Da. Când Trandafirii mor. Cred că am mai difuzat-o noi pe la Radio Constanța. Da, 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 are vreun an și ceva, cred, piesa. Și apoi am mai colaborat cu Cătălin Dascălu la o piesă, Aventura. Am venit data trecută, cred, cu ea. Da, am auzit-o. Da, da. Și apoi am căutat un compozitor care să, nu știu cum să-ți explic eu, să facă și altceva. Nu să facă neapărat altceva, să, nu, și Cătălin Dascălu e un compozitor foarte bun, numai că nu suntem pe aceeași undă, cum să explic. Cum am spus cu Alin, sunt exact, ne completăm perfect. Eu vin cu o idee, el o continuă și invers. Și cum să explic, sigur va fi cu noroc acum că am fost aici la voi. Ai de gând să semnezi cu vreun label, cu vreo casă de discuri? Momentan am avut ocazia să semnez cu Rotonu la altă colaborare, dar am zis să mai stau puțin, să văd dacă primesc mai multe oferte. Și tu aștepți să primești oferte, nu te duci tu să, da, ofertezi, da, da, nu? Și pe lângă asta, cum am zis în urmă cu ceva timp, voi colabora cu manager și interesul meu va fi pe viitor să am cât mai multe evenimente, să am piesele la radio. Nu neapărat să colaborez cu eu direct cu o casă de discuri. Înțelegi? Deci ești direct interesat să-ți promovezi piesele la radio și la, da, TV, da, da, eventual. Da, normal, normal, normal. Te gândești deja să faci un clip piesei astea? Este de altfel prima ta piesă, e primul păi produs? Păi am un clip, nu l-ai văzut? Nu l-am văzut. Păi este pe YouTube, perdona-me. Este pe YouTube, dar da, da, mă gândesc că poate faci un clip pentru televiziunile muzicale din România. Atunci când va intra pe radio, dacă va intra, atunci cu siguranță voi face și... Ai fost și la alte radiouri? Da, din, a fost, din de România, de din exemplu, țară? A fost difuzată și pe Radio 21 într-un playlist al unui prieten, DJ Dark. Și da, pentru că ei asta țintesc, publicul ăsta îl țintesc. Da, da, și apoi mi se pare că a fost și la Radio Prahova, pentru că Alin este din Ploiești și... Am înțeles. avea pile acolo. Da, da, nu vezi că și eu am aici la tine. La Radio Constanța, da, da. Fiecare cu zona lui. Acum trebuie să mai găsesc câțiva 3-4 prieteni prin toate zonele din țară și să o promovez pe la radio, eu știu, Moldova. Poate chiar și peste Maramureș, peste cine Prută, știe. Da. Da, am văzut care sunt planurile tale pentru 2013, am văzut cum intenționezi să promovezi tu piesa asta. Cam câte piese dorești să conțină albumul ăla la care te gândești? Cel puțin 10, între 10 și 12, cred. Nu vreau să fac chiar foarte multe, vreau să fie 10 și bune. Duete? Da, voi avea și câteva duete. Păi n-am spus mai devreme că... Nu, nu, duete câte? Nu știu exact. Ai spus că sunt mai mulți artiști din România pe care îi vizezi, da, da, sau da, cu care vei face sigur duete? Voi face sigur duete. Acum nu știu câte le voi promova, pentru că îți dai seama că voi alege tot ce e mai bun pentru acest album. Iar la vară, spectacole prin cluburi, pe litoral? Deja o să încep acum, de curând. Cred că de ziua îndrăgostiților va fi primul. Va fi primul, pe 14 februarie? Da, mai e puțin. Unde vei avea primul show? Nu știu exact, voi vorbi cu managerul meu și... Aha, am înțeles, deci acum totul depinde de manager, nu? Da, da, da. Bun, Lucian Colareza a fost pentru voi aici la Radio Constanța, în exclusiv muzical. Prieteni, îl salut și eu pe Lucian și îi doresc și baftă mult în 2013. Mulțumesc mult de tot și... Și la vară facem o cântare. Cum să nu? Live, aici pe terasa Radio Vacanța. Dar până la vară mai e și ne mai auzim noi prin emisiunile muzicale sau prin ediția de dimineață la Radio Constanța. Eu îți mulțumesc mult pentru invitație și data viitoare promit că vin cu o piesă mult mai bună. Cu mai multe piese. Cu mai multe piese, cum să nu? Bine. De fiecare dată o să te surprind cu ceva. Abia aștept. În 8 minute, din nou știri la Radio Constanța cu Victorina Oancea, după care ne auzim în Happy Weekend aici la Radio Constanța pe 101 FM, 909 și 1530 de kHz. Răzvan Petre sunt, rămâneți cu noi, revin după ora 11 și 5 minute. Pe final ascultăm Perdona-me, acest extended version despre care am înțeles că se cântă și prin cluburile din Constanța, da? Lucian Colareza pe final.
Y no quiero caer, el viento me ha
sé que contigo abrigo no me hace falta, pero no puedo, entiéndeme, porque me miras con sabor, con un gemido soñador. Vivir la vida amándote, no puedo ahora, entiéndeme. No te enamores, por favor, quiero aliviarte del dolor. Acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme, ahogando mis penas, morirme en tus alas, perderme en tus sueños y que venga la calma, con un respiro tuyo abandonarme, para sentir tus labios otra vez. Este ora 11. Știri la Radio Constanța. Bun găsit, sunt Victorina Oancea. Cod galben de viscol și ninsori în Dobrogea. Porturile maritime din Constanța și Agigea au fost închise, iar Barasulina este impracticabilă. Cod galben de viscol și ninsori la Constanța. Meteorologii vor prelungi acest cod galben, valabil inițial până astăzi la ora 14, până la ora 20 pentru Oltenia, Bacău și Vaslui. După ora 20, avertizarea va fi menținută pentru Muntenia și Dobrogea, până la Galați și Vrancea. Astăzi, izolat în sud și sud-est, va ninge abundent, iar vântul va avea intensificări care la rafală vor depăși 40-50 de km pe oră și va viscoli zăpada. Din cauza vântului puternic, porturile maritime din Constanța și Agigea au fost închise. Porturile tulcene sunt deschise, dar Barasulina este impracticabilă, ne-a informat dispecerul Capitaniei Tulcea. De asemenea, 15 drumuri naționale și 47 de drumuri județene au fost închise preventiv, iar 11 localități au rămas fără energie electrică. Atenție șoferi, vă reamintim că 15 drumuri naționale sunt închise, iar pe autostrăzi se circulă în condiții de iarnă. Cu detalii, inspectorul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că la această oră circulația rutieră este întreruptă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile pe 15 drumuri naționale din țară, în special în zona Moldovei. Și pe autostrăzi bate puțin vântul, ninge mărunt, dar nu sunt probleme deosebite. Traficul greu este restricționat pe 7 tronsoane de drumuri naționale. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele unde este prognozată vreme nefavorabilă, iar dacă acestea nu pot fi amânate, să se intereseze înainte de a porni la drum în privința stării suprafeței carosabile a drumurilor și cu privire la condițiile meteorologice și să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă. Le recomandăm insistent conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri care acționează pe toate arterele rutiere pe care există probleme cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile. Inspectorul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drumurile naționale din județul Constanța, pe care parțial este zăpadă frământată de 1-2 cm, sunt DN22A, DN22F, DN22, DN22D și DN22E, unde între kilometru 7 și 10 este viscol la sol. Zăpadă parțial frământată mai mică de 1 cm și viscol la sol se înregistrează pe DN21, DN2B și DN23. Pe DN22 și DN22B este zăpadă înghețată mai mică de 1 cm și de asemenea este viscol la sol.
și la Tulcea se circulă în condiții de iarnă. Din această cauză, polițiștii tulceni recomandă șoferilor să se intereseze despre starea drumurilor pe care urmează să le parcurgă, atât pentru a anunța eventualele probleme din trafic, cât și pentru a vă informa referitor la starea drumurilor din județul Tulcea, puteți suna la numerele de telefon Dispecerat Drumuri Naționale Tulcea 0240 534 861, Drumuri Județene Tulcea 0240 511 086 sau 0240 568 360 și 0240 548 933. Primăria Constanța va reîncepe luni distribuția ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană. Beneficiari sunt aproximativ 9.000 de constanțeni care nu și-au luat pachetele cu alimente în luna decembrie. Dar atenție, și de această dată va lipsi uleiul, ne spune Dana Lebed. La nivelul primăriei Constanța, șefa Serviciului de Asistență Socială, Daniela Drecșan, a precizat că în luna decembrie nu au primit ajutoarele conform planului european de furnizare de ajutoare europene PEAD, aproximativ 9.000 de beneficiari din municipiul Constanța. Cei care vor începe să-și ia ajutoarele nu vor căra 13 kg, va lipsi uleiul. Nu depinde de primăria Constanța, ci totul de APIA București, a precizat aceeași Drecșan, care ne-a mai spus că speră ca să primească într-un final toate cantitățile. Am ascultat-o pe Dana Lebed. La final, datele meteo, vreme în răcire, astăzi în Dobrogea cu cer acoperit și ninsori pe arii extinse. Vântul va sufla moderat cu intensificări la tare, cu viteză la rafală de până la 60 de km pe oră, care va viscoli și va spulbera zăpada. Maximele atmosferice se vor situa între minus 6 și minus 1 grad Celsius. La această oră la Tulcea sunt minus 6 grade, la Megidia și Cernavodă minus 5, la Sulina minus 4, iar la Constanța și Mangalia sunt minus 3 grade Celsius. Dacă știi, știi de la noi. Radio Constanța. Radio Constanța. Constanța, primul radio în Dobrogea.
Ascultați Radio Constanța. Constanța. Smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words.